Asculți voci care mișcă la Radio Terra Nova, pași spre cunoaștere. Bună seara dragi ascultători, sunt Cornelia Sângiorzan, public speaking trainer și business coach și vă prezint emisiunea Voci care mișcă, începând de astăzi în fiecare vineri de la ora 17.30 la Radio Terra Nova. În această emisiune îmi doresc să învățăm bune practici din experiențele personale, profesionale, dar și de viață ale invitaților, pe care să le aplicăm în viețile noastre, dar și să le dăm mai departe, devenind adevărate voci care mișcă. Astăzi vom vorbi despre echilibrul dintre serviciul prestat și preț, cu Alexandru Paladic, profesor și trainer. Bine te-am găsit alături de mine, Alex! Bun găsit, Cornelia! Bine te-am găsit și eu! Um, în primul rând, uh... Trebuie să spun că ceea ce mă definește pe mine este pasiunea pentru limbi străine și mă bucur foarte mult că intru în rândul vocilor care mișcă prin intermediul tău. Ești o adevărată voce care mișcă și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc eu de invitație. Alex, aș vrea să începem cu întrebarea ce te-a determinat să începi un parcurs în domeniul antreprenorial și de asemenea de ce crezi că este important acest echilibru între serviciu prestat și preț? Cred că factorul de pornire este în primul rând pasiunea pentru limbi străine, domeniul în care activez. Punctul meu de pornire în direcția asta a fost absolvirea Colegiului Național Liviu Rebreanu din Bistrița pe secția germană și odată pornit pe drumul limbii germane, mi-am dat seama cumva că trebuie să merg în direcția limbilor străine. Iar după absolvirea facultății de limbi și literaturi -literatur străine, am concluzionat că trebuie să merg în direcția serviciilor lingvistice, traducere, interpretare și, bineînțeles, cariera didactică. Ce aspecte consider că trebuie luate în considerare pentru stabilirea echilibrului dintre serviciu prestat și preț? Dat fiind faptul că vorbim despre un domeniu în care lucrăm cu un serviciu prestat și nu cu produse finite, sunt mai multe aspecte care trebuie luate în considerare. De exemplu, gradul de dificultate a unui document pe care îl traducem, Termenele de urgență, volumul documentului, în momentul în care stabilești prețul, ai în considerare toate aceste aspecte și de acolo vine, practic, și echilibrul dintre produs și preț. Asta dacă ne raportăm la servicii de traducere și implicit la acest model de business, de cabinet de traducere. Aș vrea să te întreb de asemenea de ce e important să. Menținem un echilibru între serviciul prestat și prețul cerut? Când consider că este momentul potrivit să creștem prețul pentru valoarea pe care o aducem noi? Și în funcție de ce criterii creștem acest preț? Este important de a menține prețul pe care l-ai stabilit cu clientul pentru a oferi o anumită stabilitate. Deci, clienții, în momentul în care apelează la. Un prestator de servicii, ei, în primul rând, așteaptă seriozitate și stabilitate. Și atunci, corect. Atunci când menții un preț constant, oferi clientului această stabilitate. Iar legat de factorii care pot modifica acest preț, cum spuneam, în momentul în care am un termen de urgență, atunci când mi se solicită să traduc un document sau să particip la o interpretare în aceeași zi sau în decurs de puține ore. Atunci, bineînțeles, că și munca și ceea ce depui este mult mai intens și asta se va se va regăsi și în preț. Și acești factori, dacă am un document cu un volum foarte mare, bineînțeles că și prețul crește și atunci, pentru că este mult de muncă la acele documente și un alt factor care mai intervine aici este și domeniul din care face parte documentul. Că, pentru că sunt documente personale, de exemplu, buletine, diplome, certificate de naștere, așa mai departe, care au o traducere standard și acelea vor avea un preț și sunt documente care țin de domenii științifice, de tehnic, de medical, de... Știu eu, economic, juridic, și atunci acelea vor avea alt preț, și volumul de muncă fiind cu totul altul. Aș vrea să te întreb mai mult din perspectiva unui antreprenor la început de drum, cum ar putea să-și evalueze corect valoarea pe care o prestează? Cred că și din punctul de vedere al numărul al fluxului de clienți ca să spun așa în momentul în care tu ai clienți fideli când lumea vine la tine deja de mai mult timp te alege pe tine în loc să meargă la concurență atunci asta spune ceva despre serviciul prestat. Eu am livrat un document bun. Clientul acela vine și a doua oră la mine. Dacă el este nemulțumit atunci bineînțeles că se va duce în altă parte și Cred că acesta este criteriul de bază care trebuie luat în considerare. Seriozitatea cu care îți faci treaba, punctualitatea cu care livrezi este foarte important în. Cred că în toate domeniile, nu numai în domeniul meu, să livrezi punctual dacă ai stabilit un termen să-l respecti, pentru că poți crea probleme dacă nu respecti aceste termene, mulți dintre clienți fiind cu documente juridice, cu documente de speță oficială, să zic așa, și atunci în momentul în care tu nu ai livrat la timp, crezi probleme acelui client și nimeni nu-și dorește treaba asta. Categoric nimeni nu-și dorește acest lucru. Aș vrea să te întreb ce metode poți utiliza pentru a livra un serviciu de înaltă calitate, dar în același timp să-ți asiguri și clienți constanți. Adică dacă urci prețul, nu există acest risc să-ți pierzi din clienți? În momentul în care tu stabilești și discuți cu clientul prețul și explici clientului în ce constă munca pe care o faci pe, ceea ce, pe serviciul pe care ți-l cere, fie că vorbesc de traducere, de interpretare, atunci cumva clientul înțelege prețul și nu va avea tendința să dea înapoi. Iar în ceea ce privește ceea ce ai menționat mai devreme, Cred că se referă la seriozitate, punctualitate și modul cum îți tratezi clienții. Dacă, dacă respecti clientul și ceea ce îți cere el, dacă ești punctual, dacă ești serios, dacă faci treaba exact așa cum trebuie, cred că totul merge mai spre bine. Aș vrea să te întreb, din perspectiva unui antreprenor, bineînțeles, cum ne putem fideliza clienții? Prin stabilitate. Prin stabilitate, stabilitatea prețului, prin stabilitatea pe care o crezi cu clientul respectiv, o relație de încredere, cred că este foarte importantă. Să aibă încredere clientul în tine că îi livrezi la timp, că faci ceea ce trebuie. În domeniul nostru al traducerilor, un aspect foarte important este. Cum arată ceea ce livrezi tu? Eu, dacă livrez un document, acela trebuie să fie cu aspect profesionist, în ceea ce ține de, înc de încadrarea în pagină, de cum arată documentul respectiv, și atunci, în momentul în care eu sunt sigur că documentul este gata de livrare, atunci l-am livrat. Dacă mai am de verificat, verific întotdeauna. Am înțeles și sunt aspecte foarte importante, cele pe care le-ai menționat tu. Aș de asemenea să te întreb cum poți gestiona corect situațiile în care clienții solicită o reducere a prețului, pentru că tot vorbim despre preț și apar și astfel de situații. Da, se întâmplă, apar, doar că în momentul în care discuți cu clientul și explici clientului în ce constă munca ta, ceea ce ai de făcut. Deci cumva încerci să, încerci să măsori ceea ce faci ca, să, pentru ca clientul să înțeleagă prețul. Să spui că ai de lucru cu un domeniu științific, că este de un grad de dificultate mai mare. Deci comunicarea cu clientul este factorul cheie în această problemă și atunci clientul va înțelege prețul și nu cred că nu cred că va avea alte pretenții. Dacă Întrănești o persoană care își dorește să devină antreprenor și are această idee în minte, acest model de business pe care tu îl desfășori și îl dezvolți în același timp, și anume partea aceasta de servicii de traducere. Ce sfat ai putea să-i oferi tânărului antreprenor? În primul rând, să fie serios în ceea ce face, să respecte termenele, să-și respecte clienții. Seriozitatea și punctualitatea în livrare sunt elementele cheie în succesul în, această, în acest domeniu, și ceea ce pot să spun este că și eu, de exemplu, am clienți fideli care colaborează cu mine de mai mulți ani, și cred că aici se află secretul, să zic așa, cheia: în faptul că întotdeauna am încercat să live, să livrez cu un nivel maxim de profesionalism, să respect termenele. Să, și apropo de termene, un sfat pentru cei care se află la început de drum este să analizeze foarte bine termenul pe care și la sumă și volumul de muncă. Este o... un aspect la care toți cred că am mai făcut greșeli la început. Am și eu experiență personală când am preluat ceva mult prea mare pentru termenul pe care l-am primit și mi-am asumat. Am stat nopți, am lucrat, am avut, am dat tot ce am putut și până la urmă acel document a fost predat la termen și a fost totul în regulă. Dar pentru a evita stresul și implicațiile unor asemenea momente, cred că este foarte bine să analizezi în momentul care primești. Pot să fac 10 pagini în două zile sau nu pot. Dacă spui că nu se poate din motive bine temeiate și tu știi că nu ai cum să te îngadrezi în acest termen, nu există nicio problemă. Deci poți să refuzi ceea ce ți se pare prea mult sau ceea ce crezi că nu ai putea duce la bun sfârșit și să iei ceea ce crezi că poți livra în timp util și... Concurența reprezintă un factor decisiv în stabilirea prețului? Da, se poate spune, pentru că, sigur, și domeniul acesta al traducerilor face parte dintr-o piață concurențială cu o concurență din ce în ce mai acerbă, pot să spun, și trebuie să fii un pic atent și la cât se cere la nivelul pieței, să zic, pentru că um, nu poți să ceri un preț exagerat, că atunci clienții, sigur, se duc unde le convine cel mai bine și atunci nu este în avantajul nimănui. Să existe un, dacă există un echilibru în acest sens, cred că este perfect. Dacă te uiți la cât cere piața și încerci să te încadrezi în direcția aceea, atunci cred că va fi bine. Pe lângă partea aceasta de preluare a unui document și de traducere și de livrare, Într-un timp util, cu ce alte provocări te-ai mai confruntat în calitate de antreprenor? Cred că nu numai eu m-am confruntat cu categoria de clienți indeciși. Sunt, sunt clienți care, în momentul în care vin la tine, ei nu știu ce vor și încearcă să. Te convingă pe tine să faci ceea ce trebuie, dar nu, nu știe să te explice foarte clar ceea ce își dorește. Și atunci. Cred că soluția la aceste provocări este să pui multe întrebări. În comunicare, de obicei, în momentul în care vrei să afli ceea ce își dorește clientul și în business, cred că nu trebuie să ai reținere să pui întrebări. Și atunci punând întrebări încerci cumva să descifrezi și să afli ceea ce își dorește clientul și asta duce la o comunicare și la servicii livrate profesionist. Pentru că tot vorbim de aceste provocări întâmpinate în rândul statutului de antreprenor, aș vrea să te întreb de asemenea, care consider că este cea mai valoroasă lecție pe care ai luat-o în acest parcurs antreprenorial? Cred că o lecție pe care am învățat-o este seriozitatea. Și seriozitatea după aceea îți asigură un flux de clienți, dacă ești serios și dacă respecti ceea ce faci, dar și, bineînțeles, să constați că îți place ceea ce faci. Este foarte important și asta este o altă lecție. Um... Poți merge mai departe într-un domeniu doar în momentul în care îți place ceea ce faci când te regăsești în acel domeniu când simți că ai o pasiune să să nu ți se pară o povară faptul că faptul că tu lucrezi la acea cerere sau la acel document pentru că atunci când simți că este o povară înseamnă că nu ești cumva potrivit pentru pentru acel domeniu și um, Plăcerea de a lucra și regăsirea în domeniul respectiv cred că este lecția pe care am învățat-o eu. În ce contexte pot antreprenorii la început de drum care dezvoltă acest model de business să-și găsească clienți pe partea de traducere? Unde pot să-i găsească pe acești clienți? Sau cum pot să-i găsească? Ce metode de marketing și promovare? A găsi clienți la început de drum este o provocare, într-adevăr, dar cred că trebuie căutate exact grupurile țintă care consider că au nevoie de serviciile tale. Și aici, de exemplu, pot să completez cu ceva. E în momentul în care am terminat facultatea de limbi străine și m-am decis să mă îndrept înspre domeniul, înspre servicii lingvistice. Um, am ținut cont că trăim într-o lume în care oamenii călătoresc, au deplasări profesionale în străinătate, au nevoie de documente care trebuie traduse în alte limbi, trimise în alte țări și asta m-a motivat. Deci, în momentul în care îți alegi domeniul, în momentul în care te gândești în ce direcție să mergi cu business-ul tău, trebuie să. Vezi mai întâi contextul din jurul tău, să vezi cum ar putea ajuta ceea ce faci tu și cum ar putea contribui la ceea ce au nevoie oamenii, pentru că noi în primul rând, asta este viziunea mea cel puțin, în primul rând în momentul în care activăm într-un business înainte de a livra un serviciu, îmi place să cred că ajutăm. Și Corect. Oamenii vin și pe lângă ceea ce cer ei, practic îți uh, spun că au o problemă și că au nevoie să îi ajuți în problema pe care o au, indiferent că vorbim de documente sau de alte domenii de business. Și atunci, cred că la asta se rezumă totul și felul cum transmiți acest lucru este, este esențial și în a-ți fideliza clienții, după părerea mea. Deci pe lângă partea de prestare a serviciului și livrare a documentelor traduse, trebuie să acordăm și această parte de consultanță, să ne exact. consultăm cu clientul inclusiv pe partea de, de preț. Să explicăm de ce urcăm prețul, să explicăm ce include, ce se include în acest preț, și de asemenea să-i explicăm ce valoare adăugată aduce documentul pe care noi îl traducem în schimbul prețului pe care îl oferă clientul. Aș să te întreb de asemenea cu ce convingeri limitative te-ai confruntat la, la momentul de început a businessului tău. În primul rând, m-am confruntat cu ceea ce cred că se confruntă mulți antreprenori la început de drum, cu întrebarea dacă mi-am ales bine calea, dacă mi-am ales bine domeniul, dacă este bine ceea ce fac și ca și convingeri limitative și, bineînțeles, încrederea în sine crește pe măsură ce vezi că ai rezultate în ceea ce faci. Așa este. Aș vrea să te întreb Dincolo de pasiune, ce îl mai motivează pe un antreprenor? Bună întrebare! Cred că te motivează, cum spuneam și mai devreme, și gândul de a ajuta oamenii care vin la tine și îți împărtășesc problemele lor sub forma unor solicitări de documente, de ceea ce cer ei să le livrezi, și faptul că știi că îi ajuți, motivează care sunt valorile care stau la baza businessului tău. Deși le ai mai amintit pe parcursul acestei Ei, discuții legate de seriozitate, în afară de seriozitate. E bine, și... să, e bine să le să le repetăm pentru că așa transmitem și a antreprenorilor la început de drum câteva principii pe care să și după care să și ghideze calea. Punctualitatea, cred că este una dintre una dintre valorile care pe care eu o consider importantă și îmi place să cred că definește ceea ce fac eu. Punctualitatea în livrare, punctualitatea la întâlnirile cu clienții, lasă o impresie foarte bună și pot să consider că este una din valorile de bază care stă la temelia afacerilor de succes în general. Așa este, uh, confirm această valoare. Din păcate, aici trebuie să încheiem emisiunea de astăzi. Îi mulțumim lui Alex pentru că ne-a prezentat acest model de business și, de asemenea, ne-a prezentat și aspectele care trebuie să stea la baza unui echilibru dintre serviciul prestat, indiferent că sunt servicii de traducere sau oricare alt serviciu și prețul pe care îl cerem pe baza serviciilor pe care le oferim. Te mai așteptăm cu mare dragă, Alexandru, la Radio Terra Nova. Iar pe dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi și nu uitați că vocea voastră e reclama voastră.